Paul. Cred că l-a mulțumit această pasă pe Ioan Andone, supărat pe Păun în urmă cu câteva minute. Vedem pasa lui Andrei Cristea. Cristea a intrat în ultimele 4-5 minute la Bistrița și a dat golul de 2-0. Acum titular dă pasă de gol. Niculae la fel în super formă. Gol astăzi și bară. Alexe, două goluri. După o perioadă foarte, foarte slabă, neamoviștii încet, încet își revin. Au fost la un moment dat pe primul loc, spunea Andone, am fost pe primul loc, dar ce folos, iată-l pe Cristi Vorcea foarte liniștit. Am fost pe primul loc, dar ce folos, ne-au ajuns Vaslui sau Craiova. Așa se întâmpla în urmă cu o săptămână în campionat. În sfârșit un meci liniștit pentru Cristi Vorcea, nu sunt foarte multe pentru Vorcea partide liniștite, mereu are nevoie de ceva pastile să se calmeze, pentru că echipa sa nu prea îl mulțumește. În seara asta nu e cazul. Offside la noul intrat Dumitru Ene. Doar 19 ani are Dumitru Ene și el născut în Slatina. Încet, încet, oamenii cu bani de la Alro încearcă să mizeze pe jucători crescuți în pepiniera proprie. E foarte greu să cumperi jucători din altă parte, e mai simplu să-i crești. E adevărat, e nevoie de timp, însă Slatina a evoluat foarte mult în ultimii ani. Pasă bună de această dată pentru Bârsan, situație excelentă pentru Bârsan, gol! Oh, 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 ce gol frumos reușește de la Slatina! Foarte frumos șutul lui Bârsan, eroare mare în defensiva dinamovistă, scăpat experimentatul Costel Bârsan, gol marcat de echipa lui Papuro, este 3-1, spectacol în Ștefan cel Mare, nu am ajuns nici măcar în minutul 40, avem un gol la 10 minute aici. Punea Bârsan că a marcat de-a lungul carierei sale cu Steaua, cu Dinamo, cu Rapidul, vrea să marcheze și cu Dinamo din nou, iată că a făcut-o, revedem un șut bară gol, senzațional, fără replică pentru Emilian Dolha. Frumoasă replica celor de la Arlo Slatina, 3-1. Meci frumos, goluri multe. Place această partidă din Cupa României. Dinamo conduce cu 3-1 și cu siguranță nu se va opri aici. Replica celor de la Slatina, apreciabilă. Dumitra încearcă să blocheze, Cristea se descurcă foarte bine în stânga pentru Diabate, singur. Foarte bună combinația cu Îndoie. Acum Alexe. Alexe, o centrare din prima, însă nu a venit la întâlnire Cristea. Oricum a făcut Cristea o cursă de 50 de metri să ajungă la primire. Diabate în spate pentru Îndoie. Se retrage, Scarlatache. Dă bine cu tehnica mijlocașul dinamovist. Niculae acum în stânga pentru Diabate. În centrarea lui Diabate n-a ajuns la Andrei Cristea. Recuperează foarte bine Voicu. Acum Dumitra. Foarte variat jocul dinamoviștilor. Când pe stânga, când pe dreapta. Nu e o constantă. O nouă pasă. Din nou însă în offside Bârsan. Asta a încercat mai devreme Scarlatache, cred, să-l lase pe Bursan în offside, însă Grigore era cu un pas mai în față. Scarlatache aruncă mingea către Andrei Cristea. Vișa se ține bine pe picioare, să greșește pasa. Alexe! Faultat dur de pasăre. A fost o intrare serioasă a lui pasăre.